Veselie mare în satul Parcova, raionul Iedineț. Localitatea a împlinit 470 de ani, iar cu această ocazie, sute de oameni s-au adunat în centrul satului pentru a sărbători. Gospodinele au pregătit bucate tradiționale și au îmbrăcat cele mai frumoase costume naționale. De la eveniment nu au lipsit oaspeții din localitățile vecine și chiar de peste Prut, relatează nordnews.md. Te-ai avea grai, ne spune cât ai văzut și cât ai petrecut pe lume. Satul nostru împlinește 475 de ani și o sărbătorim foarte frumos. Și ne bucurăm de această sărbătoare frumoasă, cu copiii frumoși, îmbrăcați, veseli, plini de viață, viitorul nostru. Creațiile culinare au devenit toți pofticioșii. Plăcintele noastre tradiționale moldovenești, plăcinte cu brânză, plăcinte cu cartofi, cu vișină, cu curechi, cu vară, cu bostan, babă galbenă, babă neagră și o rață coaptă bine la cuptor. Este dejițele, se numesc, este cornuleță și este cu coșele, zicem noi. Iar meșterițele au scos din ateliere cele mai alese costume naționale brodate cu multă debăcie. Aici, la moment, avem seturi de haine naționale pentru doamne, cum și pentru bărbați, începând de la o pinguță, terminând cu jupoane, cu bondiță, ei, brâie. Avem expoziții pregătite cu mâncăruri tradiționale, cu covoare, cu toate lucrurile manuale care femeile din sat, gospodinile le-au prelucrat, le-au pregătit. Primarul comunei spune că satele Parcova și Fântâna Albă se bucură de aprecierea și ajutorul partenerilor din țară și de peste hotare. Avem înfrățiri, 7 înfrățiri, avem 6 înfrățiri cu localitățile de peste Prut din România, avem înfrățiri cu o localitate din Ucraina, din nordul Basarabiei, cu Mahalaua. Astăzi avem oaspeți de onoare, două localități, este localitatea Lunca Botoșani, împreună în frunte cu domnul primar Marcel Marcu, și avem oaspeți din la Mănăstirea Cașin, județul Bacău. Se sărbătorească împreună cu sătenii au venit primarii din nordul Republicii Moldova, din România și autorități din Chișinău. Transmitem un gând bun, un gând frumos, un gând curat, dintr-o inimă curată și sincere felicitări pentru ceea ce se întâmplă astăzi aici. Este un moment emoționant, este un moment de mare clasă. Din câte observ, sunt multe lucruri făcute noi, este schimbată fața comunei, de la asfalt, becuri, steaguri și alte obiective care le-a înfăptuit dumnealui, școli renovate. Mă bucur și chiar îi felicit pe cetățenii acestui sat. Un sat care vine de timpurile lui Ștefan, un sat care știe să-și revalorifice patrimoniul, un sat care știe să aibă bune parteneriate și pe intern și pe extern. Minunat sat, cu mare drag am venit și cu mare drag voi mai reveni aici, așa am să vin, ori de câte ori voi avea ocazia. Știu că aici sunt oameni gospodari, nici vorbă nu este. Sunt oameni rămași la Ștefan. Locuitorii comunii Parcova au sărbătorit 2 zile, au dansat hore și s-au bucurat de prestația artiștilor din Republica Moldova și de peste Prut.